umblând prin comuna Săcălaz, mai exact prin satul Săcălaz, prin puzurile noi ale comunei Săcălaz, am observat că primăria Săcălaz vrea să facă o stație de încărcare a mașinilor electrice în mijlocul câmpului. Ce vreau să vă aduc la cunoștință? Că avem foarte mulți locuitori în această comună, că la ora actuală nu au curent electric. Iar domnul primar își bate joc de banii comunității și face această stație de încărcare electrică în mijlocul câmpului. Oare de ce? Vă spun tot eu de ce. Fiindcă în zona aceasta, cineva din primăria Săcălaz, adică un angajat al primăriei Săcălaz, are un puz. Iar aici, la această stație de încărcare a mașinilor electrice, se aduce putere foarte mare. Iar angajatul primăriei poate să-și ducă acest curent mult mai ușor în puzul respectiv. Deci pe banii noștri, pe banii comunității, un angajat al primăriei își va putea trage curentul în puz. Ce vreau să vă mai spun, că în Săcălaz avem foarte mulți locuitori în puzurile noi și la ora actuală nu au curent electric. Și ca să vedeți că nu mint, vreau să vă arăt că aici puteți vedea proprietar comuna Săcălaz.